Oameni buni și răi, e momentul să ne uităm la ultima insulă din GTA 3, Shoreside Vale. Este locul cu cele mai puține cartiere din joc, dar include câteva atracții unice, cum ar fi aeroportul Francis International sau barajul de la finalul jocului. Dar ca să ajungem acolo, avem mai multe opțiuni. Avem podul care leagă Staunton-ul de Shoreside Vale, cu segmentul ăla la mijloc care se ridică absolut degeaba, pentru că nu e niciun vapor care să treacă pe sub pod. Avem și tunelul Porter, o rețea de drumuri subterane foarte aglomerate, care permite accesul în toate trei insulele, și cea mai cinstită metodă de transport, metroul din Liberty City, care ne lasă la stația de lângă aeroportul Francis International. În stația asta de metrou am văzut mai mulți oameni decât în celelalte de până acum. Probabil e un detaliu intenționat să dea impresia că zona aeroportului e mai aglomerată. Avem un graffiti în același loc ca ultima oară și pentru prima oară, odată ce ieșim din stație, avem câte o priveliște în fiecare direcție. În față este podul cel mare, în dreapta vedem pista aeroportului de unde decolează avioanele la un unghi care nu respectă fizica, iar în stânga avem un monument militar. Inscripția statuii este pentru cei care au luptat pentru libertate, 1936. Din păcate, nu știm ce s-a întâmplat în 1936 în universul GTA și cel mai probabil doar au pus și ei la întâmplare un an. Statuia reprezintă un soldat american care stă pe un genunchi în timp ce arborează un steag. Detaliul care este în evidență este jalonul de trafic, VLC-ul dacă îmi permiteți, așezat pe capul soldatului. Se pare că asta este o referință. În Glasgow, Scoția, este statuia ecvestră a primului duce de Wellington, domnul Arthur Wellesley. Există o tradiție locală care se desfășoară de zeci de ani deja de a pune un jalon pe capul ducelui. Inițial am crezut că e vorba de vreo semnificație politică sau istorică, dar se pare că gestul ăsta reprezintă numai simțul umorului al oamenilor din Glasgow. Mișto! În joc, se pare că monumentul a fost vandalizat cu graffiti, iar în rest vedem oamenii care tot intră și ies de la metrou pentru iluzia că ar fi ocupați. Și mai vedem caruselul ăsta, unde se mai încurcă șoferii, cum făcea și Mr. Bean în sensul giratoriu. Lângă metrou, ne uităm la aeroportul Francis International. A apărut în 4 GTA-uri și nu e deloc interesant. Detaliile pe care le vreau eu le găsim în spatele lui. Accesul spre parcare și pistă se face pe drumul ăsta, unde e semnul de înălțime maximă a mașinii, 4 metri. Singura problemă e că acolo sus nu prea par să fie numai 4 metri, dar în parcarea de lângă au pus niște 4 metri un pic mai rezonabili. Lângă parcare este un mic sediu al pompierilor cu autospeciala lor și semnul ăsta genial care spune pasiv-agresiv că nici să nu te gândești să parchezi aici. Apoi am văzut bagajele astea pe care muncitorii aeroportului probabil le-au scăpat și lăsat acolo. Nimic nu merge bine în Liberty City. Iar în hangare vedem câte un avion și dintre cele mari comerciale și câteva mici private. Sincer să fiu, chiar e un număr impresionant de avioane parcate. Rockstar au umplut zona asta și nu s-au zgârcit deloc. La heliportul din capătul pistei am văzut un elicopter al poliției din Liberty și lângă el este alt elicopter al pompierilor pentru intervenții și operațiuni de salvare. Între ele se află dodo-ul ăla nenorocit cu aripile scurte. Mi se pare ciudat că aeroportul are nu unul, ci două turnuri de control dispuse lateral. Unul e aproape de pistă, iar celălalt are o vizibilitate destul de proastă spre ea. Dar până la urmă ce știu eu, că doar nu sunt avion. Până să intrăm în cartierul Pike Creek, ne uităm la podul ăsta de lemn, din care au mai rămas doar câteva scânduri. Ar fi fost util dacă era întreg, dar măcar acum poate fi folosit ca rampă. Pike Creek este un cartier în mare parte industrial bazat pe anumite zone din New Jersey. În cartier se repetă multe clădiri și branduri, cum ar fi Punk Noodles, care au un sediu aici. Eu nu l-aș numi sediu pentru că arată ca orice clădire industrială generică, dar semnul ăsta zice office. Degeaba are căsuța aia de paznic la intrare, că deja e destul graffiti pe pereții din curte, iar ăsta din colț arată mai mișto decât celălalt. Vedem și un depozit de la Turtlehead Fishing Co., aceeași companie care avea fabrica în Callahan Point. Am văzut și fabrica asta gigantică, dar care mi se pare mai detaliată decât restul, cel puțin cu texturile ei și mai are și aleea asta dubioasă. E așa rece și neprimitoare, ador atmosfera asta. Lângă ea vedem o clădire înaltă care pare un pic prea familiară
Și asta pentru că este un spital, Hope Medical College, cu motoul că practică și în medicină de ceva timp deja, iar clădirea este reciclată fiind aceeași pe care o vedem și la spitalul din Portland. Poliția de lângă spital este și aceeași poliție de lângă același spital ca în Portland. Dar în spatele ei avem o curte cu garaje, pe de o parte și de alta, unde criminalul Claudiu are opțiunea să cumpere un aruncător de flăcări pentru $25,000. De ce ar avea poliția un aruncător de flăcări? Pentru că știu cu cine au de-a face în Liberty City, bineînțeles. Și ca să fie treaba, mai vor să vândă și 5 molotoave pentru $2,000. Asta înseamnă $400 bucata, extrem de mult. Și compania de farmaceutice are un depozit în cartier, dar mai important e că au grafitiul ăsta mișto în curte. Mai vedem încă un sediu al companiei de petrol Amco, deja al treilea din joc, și un pain spray care se află într-o clădire industrială generică. Dar pain spray-ul ăsta este singurul care are un interior decorat. Vedem un poster mic cu o mască de protecție și pericol în orice moment, și pe celălalt perete sunt mai multe postere. Trei dintre ele par să fie artiști din diverse genuri de muzică, de la jazz, rap și dance, iar cel din mijloc unde scrie fun bags arată o gagică cu niște fun bags. În apropiere, într-un garaj asemănător, este încă o dată servisul lui 8-Ball. Ce e nasol aici e faptul că garajul ăsta se vede că trebuia să aibă logo-ul lui cu bila de 8 și fitilul de bombă într-un model 3D vizibil afară. Dar din păcate developerii au greșit ceva la textura modelului și vedem că în loc să fie negru cum ar trebui, modelul a rămas alb. Iar înăuntru arată mai mult sau mai puțin la fel. În cartier am mai văzut depozitul companiei de batoane Fudge, care mai apare o singură dată în Vice City. Și Rockstar au dat iarăși dovadă că designul lor grafic e genial, cu semnul companiei Undercover, unde cuvintele sunt adăpostite sub acoperișul depozitului. Și de aici de sus vedem și barajul Cochrane folosit în ultima misiune din joc. Următorul cartier este Wichita Gardens, o zonă rezidențială foarte mică unde vedem blocuri asemănătoare cu cele din Hepburn Heights. Măcar arată interesant blocul ăsta cu formă de stea. Și aici este al treilea și ultimul safe house din joc, care mie mi se pare dezamăgitor. În momentul în care Cloud ajunge aici, deja a făcut o grămadă de bani din toate misiunile făcute până atunci. Și fiind ultimul safe house, mi-ar fi plăcut să fie un loc mai special care să îndeplinească măcar un pic simțul progresului care lipsește din joc. Așa cum e, Cloud la banii lui și după toate nebuniile pe care le-a făcut, doar stă într-un bloc obișnuit, are un garaj comun și stă tot într-un cartier cu dubioși. Dar, ca să fiu corect, Rockstar au știut să adreseze problema progresului în următorul joc, Vice City, unde sunt multe detalii care marchează progresul nostru și din poveste și din alte activități. Dacă nu ați văzut încă videourile în care explorăm Vice City, vi-l recomand pe TBXD ăsta. În rest, Wichita Gardens este repetitiv și nu ne oferă aproape nimic remarcabil. Singura excepție pentru mine este zona de picnic. În colțul din nord-est al cartierului este un drum de pământ care duce într-un mic parc. Poate nu e cine știe ce parc, dar aici este o zonă mică amenajată pentru picnic. Site-ul jocului o descrie ca fiind un loc bun să mănânci un sandwich, să bei o limonadă și să fii jefuit. Și chiar îmi place locul ăsta. Are o atmosferă relaxantă, departe de gălăgia traficului din oraș și de trecătorii care spun tot felul de chestii dubioase. My mother's my sister! Aici avem doar mese de picnic și coșuri de gunoi, cum e viața mai frumoasă. Ultimul cartier la care ne vom uita este Cedar Grove, cartierul bogaților care se uită cu scârbă peste săracii aia din Wichita Gardens. Vilele lor construite cu bani murdari caută să mascheze toată violența și corupția din spate. M-am oprit la prima casă, plină de vegetație și cu un design pitoresc. Dar nu ne lăsăm păcăliți pentru că oamenii ăștia au un lansator de rachete pe acoperiș. Și au o piscină în spate construită într-o stâncă. Și dacă stai în piscină, priveliștea e... De fapt, tu ești priveliștea. Uitați-vă cât de prost e pusă acolo, e incredibil, te vede toată lumea de pe pod. Următoarea casă a știut să-și pună bine piscina pe partea corectă a străzii și fără vizibilitate. Dar ăștia au o poartă mică de lemn care stă mereu deschisă să poți intra în curtea omului. Cam de aici am început să-mi dau seama că fiecare casă de fapt reciclează același model cu altă culoare. Următoarea casă are un număr exagerat de scări și o terasă mică, dar goală. Așa că am sărit următoarele trei case pentru că nu aveau nimic nou de prezentat și am ajuns la poarta cartelului.
Vedem încă o căsuță de gardian și o cameră de luat vederi, un detaliu care ar fi mers foarte bine și la celelalte case de până acum. Înăuntru, columbienii care au probleme cu Cloud dau dovadă de bun gust ocupând vila asta frumoasă. Și bun gust au avut și Rockstar când au construit-o, mai ales cu detaliile mai mici modelate meticulos în relief aici la intrare și în general pe fațada clădirii. Se pare că FBI-ul urmărește cartelul din vila asta de ani de zile, dar nu au reușit să-i acuze de nimic pe mafioți. Sau cel mai probabil au avut grijă să fie prietenii ai cartelului. Piscina din curtea lor este secată ca o metaforă pentru relația lui Cloud cu Catalina. Și de aici, de lângă garaj, vedem sus pe vârful dealului observatorul de pe Cedar Ridge. Este o structură destul de mică și are doar un rol decorativ. E atât de departe de drum încât nu m-ar mira să aflu că mulți dintre voi nici nu știați că există, până la urmă nici eu nu știam. Iar acum e momentul să ne uităm dincolo de dealuri, unde se ascunde o stradă parțial modelată, folosită doar în intro-ul jocului, când Catalina îl trădează pe Cloud și îl lasă să fie arestat. Ce ciudat e să mă gândesc că dacă nu făcea asta, Cloud nu-l cunoștea pe 8-Ball care să-l asocieze cu mafioții și n-ar mai fi murit o grămadă de oameni drept consecința a poveștii. În fine, după cum ziceam, Rockstar au modelat strada asta doar cât au avut nevoie, cum e și normal pentru o zonă folosită doar în cutscene-uri, neavând așteptarea ca jucătorii să poată explora. Texturile clădirilor și magazinelor se repetă, unele mai detaliate decât altele, și vedem atracția principală, banca din Liberty City, care nici nu e în Liberty City. Sincer să fiu, când jucam GTA 3, mă mai întrebam din când în când unde naiba ar trebui să fie banca aia pe care o jefuim la început, că nu o găsesc nicăieri în oraș. Cred că Rockstar pur și simplu se așteptau să uităm de ea și atât, circulați, treceți peste. Lângă bancă vedem un camion al curățătoriei domnului Wong, care nu are ce căuta pe contrasens, și în fața băncii sunt două mașini blindate de la grupe Zex, al căror secret e că înăuntru lor se află cutii pe care scrie cuvântul loot. În spatele blindatelor este mașina asta pe care n-am observat-o până acum. În exterior are un aspect foarte nedetaliat, se vede că e doar de umplutură, dar m-a surprins să văd că interiorul ei este modelat de la portbagaj până la motor. Aleea din spatele băncii este și ea surprinzător de detaliată. Până la urmă o vedem doar câteva secunde în introducere, dar Rockstar au avut grijă să o decoreze cu tot felul de obiecte peste tot. Gunoaie, cutii, grafitiuri, guri de ventilație, semne, se vede că au vrut să impresioneze cu detaliile încă din primul minut al jocului. Iar acum, pentru că îmi place de voi, urmează mini-episodul interioarelor din GTA 3. Din păcate avem foarte puține, pentru că Rockstar au dezvoltat mai mult ideea de interioare abia în următorul joc. În Staunton, în mijlocul parcului, este baia publică. Deja arată nașpa de când vedem ușa aia ruptă pe scări. Cred că ăsta e cel mai prost loc în care puteau să folosească reflexiile pe podea. Chiar nu înțeleg de ce le-au pus aici. Baia asta e atât de mizerabilă încât nici nu vreau să o descriu. Voi folosi un sunet care prezintă mai bine decât pot eu în cuvinte. Aici suntem în primul safe house din joc, în cartierul roșu din Portland. Din păcate, ăsta este cel mai detaliat interior dintre toate cele trei safe house-uri. Nu înțeleg de ce salteaua asta e exagerat de lungă, ca și cum Cloud are 4 metri înălțime. Iar lângă ea e un poster cu o imagine tropicală însorită și un televizor vechi care stă pe o cutie. Iar la capătul saltelei este o mașină de spălat cu un cuptor cu microunde care stă să cadă de pe ea și un aragaz care ar fi destul de nasol de folosit, având în vedere că locul ăsta nu e deloc ventilat. Curățătoria domnului Wong din Chinatown are și ea un interior. În interior sunt multe mașini de spălat. Ultimul interior pe care îl vizităm este în casa lui Salvatore Leone, unde interiorul e plin de decor clasic și elegant, cuprins de un roșu închis rafinat. Ca orice gentleman, Salvatore are propriul bar, unde vedem rânduri întregi de băuturi 2D pixelate. Tablourile sunt și mai pixelate de atât. Toate sunt în alb-negru, ceea ce nu prea vezi foarte des, și sunt atât de obscure încât aproape s-ar califica drept arta abstractă. Unele dintre ele par să fie peisaje, cum ar fi ăsta. Salvatore e atât de încăpățânat încât și-a pus covorul mare din cameră pe un covor și mai mare, iar în colțul camerei este pianul care stă mereu neocupat. Cine a jucat știe că aici se aude mereu un pian cum cântă din altă cameră. Ce nu știam e că de fapt există o altă cameră ascunsă după următoarea ușă de la casă. În spatele peretelui este camera asta goală unde stă fantoma care cântă non-stop la pian.
Mulțumiri speciale membrilor canalului: Fegel, Denis K, Răzvan, Fan Dichiaf, Ștefan DLB, Alin, domnului VIP HammerMC7, domnului VIP Andrei și lui Bing021. Acești oameni de cultură susțin contentul meu în mod direct prin opțiunea de membership a canalului. Dacă vrei și tu să îți auzi numele la finalul fiecărui video, membership-ul este cea mai bună metodă de susținere a canalului meu. Vă mulțumesc tuturor, vă aștept și pe serverul nostru de Discord Comunitate și ne vedem în următorul video.